Bun găsit! Municipiul Rădăuț este în mod oficial prima localitate din România care a rămas complet fără conducere. Primăria Rădăuț nu are nici primar, nici consiliul local, nici viceprimar și nici un secretar care ar putea să asigure conducerea municipiului. În această situație s-a ajuns după ce primarul ales, Aurel Olărean, este suspendat din funcție, fiind în închisoare. Atribuțiile lui ar fi trebuit să fie preluate de viceprimarul municipiului Rădăuț, dar nici acest lucru nu mai este posibil, deoarece consiliul local a fost dizolvat. Și nu în ultimul rând, primăria Rădăuț nu mai poate fi condusă nici de secretarul municipiului, pentru că i-a expirat la începutul acestei săptămâni detașarea în această funcție. În aceste condiții, oricând se poate ajunge la un blocaj în primăria Rădăuț. Angajații primăriei, dar și profesorii rădăuțeni riscă să nu-și mai poată primi salariile. Din punctul de vedere al prefectului județului Suceava, Constantin Harasim, s-ar putea lua decizia ca la primăria Rădăuț să se ia totul de la zero, ca în cazul unei localități nou înființate. Începând de astăzi, Rădăuțul nu are nici secretar în să-și exercite dreptul de secretar și unele prerogative ale funcției primarului. În acest context, noi inițial am făcut propuneri de organizare a legilor locale, dar probabil exercițiul bugetar sau este greu să, că ar fi însemnat să fie în mai multe OAT-uri aceste alegeri și suntem înainte cu un an de alegeri care vor fi de drept și pe acest considerent am avut o discuție cu cei din compartimentul juridic, șefii de serviciu și personalul care mă putea sprijini, oamenii din prefectură. Am considerat că e de datoria mea să fac un nou demers. Demersul constă într-o notă de fundamentare privind modificarea unui articol din legea administrației publice locale. Acest articol este vorba de articolul 55. Acest articol ne-ar ajuta în sensul că ar admite că până la constituirea, prin potrivit legii, a Consiliului Local și a funcțiilor de drept de conducere ale municipiului Rădăuț, instituția prefectului să fie abilitată să desemneze unul sau doi administratori, persoane care să preia atribuțiuni de primar, viceprimar și să conducă primăria Rădăuț, municipiul Rădăuț, fiindcă, din păcate, pe zona investiții pe zona de angajare a unor lucrări, batem pasul pe loc acolo și nu e bine, fiindcă Rădăuțul are nevoie și de finalizarea lucrărilor de infrastructură din oraș, are nevoie și de decizie de noi lucrări și pe acest considerent cred că e imperios necesar să acționăm. Așteptăm răspunsul. Prefectul Harasim a atras atenția că în momentul de față niciun șef de serviciu sau director din primăria Rădăuț nu poate să facă plăți.